Ai dureri de spate puternice în zona lombară care coboară pe ambele picioare? De asemenea, ai peste aceste probleme vreo afecțiune gen Parkinson sau hipertensiune sau diabet și lucrurile se complică? Hai să vorbim cu cineva în centru care a venit cu astfel de probleme să vedem cum a venit și cum se simte în prezent. Bună ziua, domnul Pancu! Bună ziua. Bine ați venit la ședință de întreținere. Bine l-am găsit. Cum ați venit la noi și cum vă simțiți în prezent? Deci în momentul, la data când am venit, aveam mari dureri care mă împiedicau să mă deplasez. Foarte greu mă deplasam. Dureri care coborau de la talie, de zona lombară, pe ambele picioare. Am 64 de ani și sunt diagnosticat în plus cu Parkinson, ceea ce ducea la agravarea stării mele fizice. În urma tratamentelor la care am fost supus în cadrul clinicii, situația s-a îmbunătățit considerabil, durerile s-au diminuat foarte mult, dar aș putea spune că în decursul unei zile sunt episoade. Deci nu mai e vorba de o durere permanentă. Sunt episoade de dureri care sunt mult, mult diminuate față de cele inițiale și care îmi dau voie să mă permit să mă deplasez ca un om care nu suferă, care nu are nicio afecțiune fizică. Și cred că mai semnificativ e episodul următor decât toate cuvintele mele. Sper că nu deranjăm. N-are nimic. 1, 2, 3 și... Deci, în visele mele, optimiste, nu fac. Ne bucurăm mult, domnul Pancu, și mulțumim că împărtășiți cu alte persoane. Așa cum vezi, sunt rezultate notabile și în cazul unor patologii mai dificile, mai complexe și la anumite vârste. Te așteptăm și pe tine cu drag la tratament. Așa cum știi, suntem doar la un telefon distanță.